Bună dimineața tuturor, este 1 și jumătate după cum vedeți, eu nu am somn, așa că mă apuc să filmez la ora asta. Ei bine, astăzi, după cum vedeți și din titlu, vom discuta despre uh, zone din București unde nu m-aș muta și pentru asta voi folosi două poze de pe Google, cea mai bună sursă posibilă. Prima, făcut pe opinia publică, zone sigure și periculoase în București și încă una cu harta metroului, pentru că na... Pentru cei ce vreți să vă mutați în București și vreți sfaturi, aveți aici niște sfaturi de la un bucureștean care doar jumătate de viață a stat în București, apoi la țară și acum iar în București. Așadar, în primul rând nu vă spun unde m-am mutat. Pentru cei ce nu știți sau n-ați mai fost activ pe canal, m-am mutat recent în București. Am văzut și eu prin mai multe zone, prin mai multe cartiere garsoniere, m-am interesat și eu. Uite, un sfat pentru cei ce vreți să vă mutați în București. Dacă cunoașteți vreun taximetrist din București, întrebați-l din ce zone a luat clienți mai ok, nu de ăștia drogați sau care să dea să fure din taxiu. O să vă ajute cu chestia asta, că am eu un, unul din unchii mei, am, mă rog, mai mulți unchi taximetriști și l-am întrebat pe unul dintre el, păi zona asta, zona mai. zona aia e bună, zona aia e bună, că nea, din experiența lui, dar hai să discutăm, deci... În primul rând, zone din București de nu m eu, într-adevăr, ar fi astea cu roșu și anume Rahova Ferentari, în niciun caz, două motive, 1, pericol, 2, n-ai metrou, Berceni, hai să le luăm așa, invers ceasornicului, Berceniu, experiențele mele cu Berceniu, bă, e frumos ca ai metrou cât cuprinde în Berceni, aici văd că nu poți să dau zoom la poză, dar aici pot măcar. Deci, în berceni ai metrou. Bun. Dar pe aici, de pe la părătorii patriei, nu-mi place zona. Adică într-o singură noapte am văzut de aia de mergeau pe șapte cărări pe stradă, au rolaci, și... ce dracu mă sau de prim bloc pe aici, uh, au rolaci pe la o benzinărie de nu puteam să intru la benzină, se holbau la mine, la gura de metro seara când se intru la metrou unii de aia mari sau s-au lung, încercau să dea în vorul, făceau, boss, ce ai punga aia, dă -mi și mie să mănânc, băi boss, că aveam și o sacoșă de la magazin, luați în ceva înainte să intru la metrou. Frumoasă experiență pe acolo, ce să zic, nu mai vreau să trec în viața mea pe acolo. Asta s-a întâmplat într-o singură noapte, tot ce v-am zis. Deci mai jos de pe la apărătorii patrei, pe acolo, nu mi-ar plăcea să stau. Dacă e să vorbim tineretul eroi revolți în direcția asta, cum vine, cum zici și aici, cartierul Berce, în zona 2, da. Pe acolo, da. Mai jos, nu. Mai departe, ce avem în partea asta aici, cum se cheamă zona 3? Mihai, Bravu și Vitan. Pe și pe la metro cred că e bine. Încoace nu prea am umblat. Știu că e Delta Văcărești și Târgoala. Pe la târgu ăla am văzut niște cerșetori, până să intri în târg, sunt unii că era o cucoană, se prefăcea că n-are picioare, ea doar și-a tras fusta, s-a pus în genunchi și a tras fusta mai jos să pare că n-are picioare și cerșea. Eu vedeam picioarele din spate, că trebuie să prin spatele ei. Uh, dacă stai genul să mergeți pe acolo să cumpărați chestii în afară de mașini, calea toate sunt să sărite, dacă luați, nu știu. Alte chestii, da, e ok. Uh, nu știu, telefoane vechi de colecție, gen Nokia 3310, am văzut că sunt pe TikTok care fac din astea. Dar în rest, nu prea știu prea mult despre zona asta, nu o să-mi dau cu părerea prea mult. Doar că, dacă vă place să vindeți chestii și nu pe olei și în târg, da, mergeți acolo. Da. <laughs> nu prea multe spus despre zona asta, așa că nu vreau să zic prostii. Următoarea zona 4 și anume Titan, eram pe ca să zic Pantelimon, dar Pantelimonul e la 5. Ce zice aici de Titan? Titanul arată destul de verzuliu. Părerea mea despre Titan, în primul rând, zona asta e mare. Pe partea asta, Nicolae Grigorescu, 1 decembrie, spre Angel Salini, în partea aia, îmi place zona. Liniște, multe magazine, am filmat și o mașină vandalizată. Da, am găsit o mașină vandalizată, cine știe, cred că i-a furat locul de parcare lui unul și a tăiat cauciucurile, i-a pus coci pe ușă, pe... I-a legat numărul de matriculare cu șoricei de aia de plastic, i-a pus coci pe rezervorul, pe bușonul de la rezervor, nu știu de ce i-a vandalizat mașina lui ăla. Cred că i-a furat locul de parcare sau ceva, cine știe. Dar în rest, din ce am văzut pe acolo pe stradă, e un cartel liniștit, n-am văzut și seara pe acolo, surprinzător, cu traficul nu știu ce să zic, n-am circulat cu mașina în partea aia. Da, ai magazine multe în partea asta, deci hai să zicem că zona asta este bună. Dacă e să ne ducem în direcția asta, spre Pantelimon, dai să vorbim de Titan, cam eu experiență. Dacă nu greșesc, sunt două parcuri unul în altul. Parcul Titan și Parcul Iore, sau cum se cheamă. Și cum mergeam spre Parcul Titan, că m-am dus la insula câinilor cu niște prieteni care aveau și, care au și un cățel. Și pe dreapta, acum am ieșit de la metro, sunt niște boscheți care duc spre eu recică. Bă, recică. Vă mânca jucura. L-a dus un aurolac, ne-a arătat curu că s-a pus ca în boschiție aia. La întoarcere, alt aurolac. Cu punga în mână, mergea pe șapte cărări așa. De era să ne bușim de el. Nu mai se ținea pe picioare. Mă mir că n-a dat și cățelul ăla să-l muște. Să sprea și câinele de el. Deci da, zona aia e nu prea place și am auzit o povești că prin boscheții aia, ori acolo, ori la tineretului, uh, da, mai bine nu treci pe acolo. Și sincer când am văzut ce se întâmplă pe acolo în boscheția de mi aia curu, nu mulțumesc. Deci zona Titan nu prea-mi place, poate este duci în partea asta, pe partea asta la altă. Uh -uh. Poate doar eu sunt ghinionist, cine știe, că am experiențe cu aurolacii. Pe aici, Costin Georgian, Republica, n-am umblat. Și vine zona 5, Pantelimonul care a fost cum a fost înainte, acum dacă stai ce în stai la șosea acolo, unde sunt um, unde trece tramvaiul 14 sau care e ăla, e ok zona. Dacă te duci și spre periferia Pantelimonului și anume spre localitatea Pantelimon, orașul Pantelimon, că nu mai e comună, nici Bercem nu mai e comună, e oraș. Deci dacă te uci să zicem, în orașul Pantelimon, care nu face parte în București, teoretic, mă rog, e mai mult pe partea asta, dar m-am dus o aici să văd o mașină. Deci cartierul pe la șosea e ok. Prin spatele blocului nu știu ce e pe acolo. Am vrut de care stau în Pantelimon și s-a liniștit zona. Dar te uci mai pe aici așa, fix undeva pe aici am fost eu să văd o mașină odată. Ba, am crezut că am intrat în Ferentar pe străzile alea. Deci da, la șosea în Pantelimon e ok. Și chiar pe lângă lac. Am văzut case, vile pe lângă lac. Pare o zonă bună. Dar dacă te duci mai pe la periferie, spre localitatea Pantelimon, e mai nasol. Dar nici măcar n-ai... De fapt, da, ai metrou. Măcar ai metrou aici. M-aș muta în Pantelimon, cam la marginea orașului. Dar măcar metro. e metrou. Și ieși arena națională, aparține de Pantelimon parcă. Cam am auzit că am eu niște abonați care stau pe lângă arenă și mi-au spus, bă, ce, bă, când e concert ceva pe acolo nici nu mă duc, că răsună de la balcon, mă duc pe balcon și ascult. Bun, zona baicului n-am umblat, nu cunosc. Aici zice că e cu roșu, e cu roșu, nu mă bag, nu cunosc. Șasele, ce e șasele? Cartierul Colentina, pe aici. Mă, dă Colentina, ce să zic, pe aici, singurul lucru care îmi place la Colentina e că pe aici trec eu ca să mă duc la țară. Eu vin nici pe urmă ce? Ne-a pac. Dar nu m-aș muta în Colentina, cel puțin de la avion spre ieșire. Avion e o locație, în caz că nu știți, stați că... se mai stinge asta, Nu mai vrea? A, ok, hai că îi dau manual așa. În caz că nu știți, stați să vă dau o poză acum să vă arăt. Uh, avion Colentina. Văd dacă se poza. Că era cândva avion. Uite, avionul ăsta era. Hai să dau să se vadă. Era avionul ăsta. Păcat, nu mai l-au luat. Mare păcat că era mișto. E, de la avion în... spre oraș și încep blocurile. De la avion înspre ieșirea din oraș se termină blocurile. Și... Deci de la avion spre ieșire de acolo, pentru cine știe zona, nu-mi place sincer. Nu-mi place de nicio culoare. Mă mult, case, da, case cam amărâte pe acolo. În Andronache, cred că e mai ok decât... Pe șoseaua Andronache e mai ok pe acolo decât pe la Colentina. Uh, era și complexul la, mă rog, ghetto, gher... maghernițe ce erau pe acolo, eu, Europa, bine că l-au demolat, care era plin de șobolan pe acolo. Dacă e de Colentina, nu știu dacă se încadrează la Colentina pe la Plumbuita, pe acolo. Pe acolo e mai frumos pe la Plumbuita, sincer. Da, acum e șantierul la mare, că face podul ăla. Da. Cam sola la cum să stai acolo. Mulți locuri. E o zonă destul de populată. Dar eu n-aș sta sincer. Nici pe la obor n-aș vrea să locuiesc. Că știu ce e în piață. Că în piață, când e iarnă, se aruncă cu petarde pe acolo. Vai de capul meu, să, pe la picioare, pe la babe, să le sperie. Mai sunt unii care aruncă cu petarde. Nu mulțumesc. Dacă toți suntem pe partea asta, să vorbim, vin, să vorbim, spre Ștefan cel Mare, care e mai încoace. Nu m-aș muta lângă niciun stadion de fotbal. La națională, măcar sunt concerte. Măcar atât. Dar în schimb, Ștefan cel Mare, Giulești și Ghencea, nu. Că când pleacă ea toți de pe stadion cu gălăgie, aia ți mai trebuie ție. Mă rog, dacă e suporter, normal că îți convine microbis ca lumea, poate chiar ultraș, da. Mută-te lângă un stadion de fotbal al echipei ce-ți place. Eu, de exemplu, când eram mic, eram rapidist. N-aș fi avut nicio problemă să stau în Giulești. Că na, printre rapidiști, acum mă doare în de fotbal. Știu că național așa bătaie mereu, Messi, Ronaldo și maxim mai știu 2-3 jucători. Carici, Benzema, mai era unul și caca. La parcă s-a retras, este? Da. Dar în restul nu m-aș muta lângă un stadion de asta mare. Bun, zona 7 sau cartierul 7. Zona 7, la Cutei și Floreasca. În zona Tei nu mi-ar plăcea că am auzit numai... Numai chestii bune despre zona Tei am auzit, că, că se bată aia, se taie pe acolo, e destul de nașpa tăiu. Și n-ai nici metrou. Și Floreasca, da, Floreasca e cu verde. E la cu Floreasca, e frumos acolo, n-ai metrou. Dar cine stă prin Floreasca pe acolo, nu-i trebuie metrou, își permite taxi, Uber, mașină proprie, scumpă, motor mare, impozit, aia pe acolo își permit. Știu, zona e frumoasă, dar e pentru oameni cu bani acolo. Eu nu m-aș muta, ca aș vrea să merg cu metrou, sincer. Următoarea zonă, optul, este cartierea aviaturilor și aviației. Mă, pasta pe, pe 8 aici, mare parte e verdeață, cred că e cea mai verde zonă din București aici. Nu prea sunt case multe, mă rog, hai să vorbim cu meci. La metro aviatorilor e până în Herăstru, până în piața de gol. E șoseaua aia aviatorilor, mai în stânga un pic e Chiselef, e verdeață multă. Sunt niște case pe niște părți, dar și niște clădiri de birouri, mai spre piață cafenele multe. Se mai filmau și filme pe acolo, parcă... E drăguță zona, într-adevăr. El mai verdeață multă. Aurel Vlai cu el în... E... Stai, la Aurel Vlai cum am dus să iau metrou din Răstrău și am trecut prin cartierul francez. Sper că nu-i greșesc numele. Parcă cartierul francez se cheamă și pe acolo e și șoseaua Nordului. Sau... Sper să nu greșesc denumirile străzilor la denumiri de străzi mă, mă, încurc. Dar când văd zona sau așa, o recunosc imediat. Ei bine, acolo sunt numai case scumpe. Într-adevăr, dacă locuiești pe la Urel Vlaicu like și mai în partea azi, spre cartierul francez și oseaua Nordului, bă, acolo stau cei mai bogați oameni. În zona asta a Bucureștiului spre Pipera, că ești, uite și Pipera aici, stau numai oamenii aia cu bani, inclusiv Andrew Tate, știu care casa prin zona asta. A, și pe la aviatorilor, între aviatori și piața Victoria are și Gigi Becali Palatul, ca să zic așa, are căsuța lui. Dar da, mai nord ai zonă pentru oameni cu bani ca la Floreasca, numai că aici e metrou. Sincer, <laughs> la cât îs prețurile în zona aia, adică aici sigur e mai scump decât la Cluj, dar măcar are condiții mai bune decât la Cluj. Adică cât o fi o chirie în zona asta sau o proprietate, să zicem, în Cluj îți iei două camere, aici ți ați o vilă, cam așa cred că ar fi. Glumesc, n-am cercetat. M-aș muta aici, doar pentru că e Herăstrău și zona aia, da, dar la cât de scumpă e zona, în situația în care sunt acum, nu mi-aș permite să plătesc prețuri de Cluj în București. Bun. Dar zona asta este sigură. De asta poți să fii sigur. A, și cartierul primăverii. Pe cartierul, cartierul primăverii e casa lui Ceaușescu unde a trăit el. Deci, uh, ai bani? Nu tot e acolo, sincer, că e cea mai selectă zonă în București. Și verde și liniștită, ce drept. Excepție când a aterizat la cu elicopterul în piață. În Şardegor, acolo. Ok. Uh, ce mai avem pe aici? 1 mai, spre este. Asta e. Zona 9. Cum se cheamă? Uh, numărul 9, nu că e spălatul pe vol. Uh, carterele Grivița și București noi. Ce zice harta asta? Apropo, asta e din 2019. Are patru ani? Da, cât de cât mai merge. Am găsit altele mai vechi. În care ci că unele orașe mici sunt cele mai periculoase și cam neechilibrată, cam în urmă era. Asta cât de cât cred că e ok. Cine e din București poate să-mi spună sau nu dacă harta asta e cât de cât pe acolo? Acum nu mă refer la faptul că nu mai, e peric nu mai sunt deloc periculoase unele zone. Față de altele sunt în continuare mai periculoase, asta clar. N-a scăzut la zero infracționalitatea în astea? E un pic mai mare cât restul. restul. Da. Știu că în anii 90 era jale în București și în începutul anilor 2000, dar acum e mai ok. Adică simte dinamic, avea un vecin și undeva prin zona asta, unul aici stătea că stăteam și eu acolo, a idee? ideea, cum îi schimba mașina, îi se fura ca Dar numai lui. Ca să sparte în speci, în centru, adică era nasol în București înainte. Acum e chiar ok, comparativ cu 92.000. Bun, revenind. Zona asta. Ai metrou, te doare la, la, la banană. La străulești am și niște rude că sunt două cimitire 1 și 2 Străulești 1 și 2 La Străulești 1 am rudele din partea tatălui la Străulești 2 rudele din partea babei Frumos nu e așa uh... Am fost cu metrou Dar nu Ăsta aici la Străulești Ori la Minorului ori pe la Bazilescu pe acolo știu că am luat toată metroul Ca să ajung la Garea de Nord că am avut eu drum Ce căutam aici venea de pe la Târgoviște probabil sau de pe la munte nu știu pitești pe acolo Ei bine Într-adevăr, aici în capăt, nu știu cum e, că eu am fost doar la cimitire în vizită și atâta. A, apropo, la Străuleștiul, nu? E gardin beton și cu sârmă ghimpată pe sus. Cred că mai se trezeau unii noaptea să fugă de pe acolo, cine știe și ca să nu mai fugă aia noaptea acolo, oamenii aia cazați, le-au făcut gardul la mare. La Străulești 2 e mult mai frumos, e și un mare fotbalist, n e acolo. Mă rog, or fi și mai mult, oameni și mai popular pe acolo. Dar nu știu eu, știu de belu că n-ai nu mai șmecher să Revenind, sunt mișto stațiile de metro, magistrala asta nu este chiar veche, cred că are vreo 10 ani, poate chiar 15 pe acolo. Nu e veche de 30 de ani ca magistrala 1. Dar... Deci aici în capă zice că e mai cu portocaliu, nu știu, o fi că e mai cam ca pe la țară, pe acolo cine știe. Dar în zona asta, cum e aici, Grivița 1 mai, sunt blocuri și cred că stau mai mult oameni bătrâni pe acolo. Și în partea asta așa, tu că te duci spre Rome Expo. E ok, m-aș muta în zona asta, nu-mi place că e nașpa magistrală că sunt metrourile alea vechi care circulă mai încet. Noroc că nu, foarte nu s-a metrourile alea. Și na, ajungi la gara de nord sau schimbi la Basarab, Uh, mi se pare că aici la gara de nord Nu știu dacă pot să schimbi Înțelegeți? Nu știu dacă pot să schimbi aici Ca e asta așa Pare că trebuie să ieși să intri iar Dar schimb la Basarab Cam nasol că nu se continuă și asta Uite se ducă pe aici în zona 3 Sau chiar să vină așa pe aici Era ok și așa Dai bună pentru cei ce stau în zona asta Și nu știu ce e asta punctat-o Vrea să întindă la Mogoșoaia Habar n-am Ești uh, e și un depou de ăsta la străulește aici, de asta se cheamă, mai parcarea, dar nu folosește nimeni că nu prea e circulație mare în direcția asta. Dacă era să-i făcut ori pe aici, ori pe aici, ori pe aici pe la, pe, pe la precizie, chiar că era ceva să-i făcut spre a sau aici, da, era ceva, să fi schimbat un pic... că uh, să-i făcut pe aici niște dale mari de parcare Veneai din afara Bucureștiului, stai mașina în parcare Luai metrou, îți făceai treaba ce aveai Nu știu, vizite, dar la buci Habar n-am și te întorceai, luai mașina în parcare și plecai. Era frumos așa, măcar nu se mai umplea Bucureștiul de mașini. Deci, București noi, N-am auzit lucrurile. rele. Chitila cred că e deja la țară aici, nu știu de ce. Chitila parcă e în localitatea în afara Bucureștiului. Sau e Chitila și de București și localitatea ca și Pantelimonu și Bercin, cine știe. Dar de oricum, deja pe aici nu mai e metrou. Zona 10. Cartierul Giulești. Uh, Am zis, cum ai la Ștefan cel Mare, ești microbiz, da, dar după aia făceam mișto o verișoară că ea stătea pe lângă stadion, dar ea era stelistă. Uh, în capăt unde știu că e un tramvai care trece prin fața stadionului, se duce până în capăt, până în Giulești Sârbi sau cum se cheamă și acolo un rond unde întoarce tramvaiul. Zona aia nu-mi place, știu că se fură mult Se spar magazine noaptea Sau se spărgeau, să oricum, mai fi potolici, cine știe Dar nu era o zonă prea ok, sincer Mai încoace Mai spre stadion, mă rog La două 3 străduțe pe partea aia Pe partea de stadion, e ok E zonă bună Dar te duci mai încolo de unde se termină blocurile mm -mm, nu mulțumesc, n-aș locui acolo Da oricum uh, Metro nu e De-abia pe aici pe la Crângaș mm, Cam nasol a, ah, stai că parcă venise vorba și de... Stai că n-am zis că aș locui în zona asta. Ma, pe sincer aș locui dacă aș avea ce să lucrez pe aici. Că... Nu cunosc. N-am umblat atât de mult să știu ce chestii corporații sau ori fi pe acolo. Nu, mint, mint. E pe aici Ubisoft-ul parcă. Undeva... De pe aici, în dreapta, așa, te duci spre Romex, spui spre Ubisoft, da, 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 și nu știu dacă e și Google sau Microsoft, dar Ubisoft știu sigur că e pe aici. Da, M-aș muta aici și să fiu și să lucrez la Assassin's creed -uri. Revenind. În Giulești să mă mut, nu prea e metro, ne, n-aș Și vă căi e cu roșu aici Giuleștiul. Porțiunea asta mică militarul ar fi, este? 11. Militari. Bă, militarul e extrem de aglomerat. Deci militarul e aglomerat în draci. Spre ieșirea, spre autostradă, te duzi ziua, baftă. Mergi noaptea, e ok. Da, ca mai pățit o să mă duc noaptea pe unul, 1 Trebuia să o ajung undeva în afara Bucureștiului Noaptea să circul pe Iuliu Maniu e ok Dar ziua stai acolo Deci ca, să, deci ca idee Mai repede vin din afara București Mă mă duceam la Decathlon pe aici Că aveam drum zona asta și mă opream la Decathlon Mai veneau cu un prieten Și în loc să te în Bucureștiu am roata așa în jurul lui pe centură că ajungeam mai repede că atât de aglomerată e zona asta. Bine, tot Bucureștiul, dar și centru și aici foarte aglomerat. Bine că e metrou. E student, uite, Politehnică. Foarte bine. Lucrează acolo. Du-te la studii. Mă, lucruri rele despre militari nu prea am auzit. În afară de rezidenți, că sunt scumpe rău și dacă sunt casele alea la marginea Bucureștiului, unele se inundă după ce plouă când au canalizare. Dar dacă este te muți într-un bloc mai aproape de șosea, e ok. Dar mai spre periferie, nu prea aș vrea. Nu știu nici cât sunt costurile vieții pe acolo, ca să zic așa. Știu că, practic, pe zona asta, lujerul e și un cora, la ieșire aici pe la păcii sau pe la precizii, dar în partea asta aici, Edita mai Decathlon-ul, altex -ul, un Altex chiar mare, au uh, Oceans, multe. Mac, KFC. De ce ai chestii facilități? Că probabil vin toți ai care stau prin residence pe acolo. Eu m-aș muta, hmm, poate doar la șosei să fiu aproape de metro, dar în rest nu prea-mi place. <sus> După aia avem drumul taberei, care văd că e cu verde. Un verde deschis, gălbui, dai bun. Sincer, drumul taberei, da, e, pare zonă ok. N-am auzit lucruri rele. Pare genul de zonă unde locuiesc oameni mai bătrâni așa. Sau poate greșesc. Ăsta gen ca și Berceniu, cred. Cred că și Berceniu era. Dar de asta știu sigur că e cartier dormitor. Și militariu cred că a fost cartier dormitor. Adică s-au făcut blocuri multe să stea muncitorii. Doar fi Rămas aia bătrâni care au lucrat în fabrici în blocurile alea. Bine, ca și la militari. Și pe aici s-au mai construit mult. Bine, în tot București s-au făcut cartiere rezidențiale. Pare destul de verde zona. Am trecut de vreo două, trei ori pe acolo, că pe aici, pe prelungirea Ghencea, mergeam la un mecanic. Cine e din zonă, mergeți pe prelungirea Ghencea, nu știu ce număr, e la adresa aia, E acolo un mecanic bun. Acolo mergeam eu când voiam să văd o mașină, mă vedeam cu, mă vedeam cu proprietarul la mecanic acolo. Făceau o diagnoză ceva, se uita și aici. vezi că asta nu, asta nu, asta nu, vezi că ceva aici e în de ce chestia asta nu funcționează cum trebuie. Și când am fost ultima dată cu Fordul ăsta de mi l luat, i-a zis că un mecanicul, că sunt prieteni în copilărie, ia-o pasta că e bună, pasta, asta o pasta, dar să n-audă ăla să zică după aia, hai mă, mai pune 10.000, ce, ce n <laughs> Deci, da. Reveni la drumul taberii. Am circulat pe aici de câteva ori. Nu știu dacă aparține drumul taberii sau militarii ăsta, afiul. Că mai era un bamber, Bumberby, bam, Bumberby, robotul ăla galben din Transformers era pe acolo. Drăguț. De locuit aici? Stații de metro ai călău N-am căutat, da, mi-am căut acum o poză cu cum trebuia să fie magistrala asta. Mai mare cumva. Pe aici, așa, încă una, așa, prin Colentina să mai treacă. Bă, până lor face palea, ci că vor să o mai lungiască așa. Până ori lungi o pasta. Albesc eu. Dar revenind, văd că stații de metrou ai. Mai e și una mai câșă așa. Ciudat. În loc să-l fi făcut cu o curbă mai mare, dacă că vine așa, unul pleacă așa, unul așa. Treaba lor cum l-au făcut. Eh, măcar e vala ea, lobiței. Județul de unde sunt și eu. Răul doamnei romancierilor, interesante denumiri. Academia militară, interesant. Ok. Deci cred că am dat roată la zonele astea care nu sunt din centrul Bucureștiului. Hai să recapitulăm. Rahul aferentare exclus. Berceni de la jumătate în jos n-aș vrea să locuiesc. Aici nu m-aș muta. Pe partea asta aici da, mai în sus aici nu. Pante Limon doar la șosea acolo. Colentina nu. Tei Floreasca nu. Aviației da, dar traiul de viață pe partea e cam scump, deci îl iau ca pe un nu, mai pe la periferie. Zona asta nu pare zonă de lux pe porțiunea asta. Între astea două la mijloc, exact cum trece aici, da, da. Se cheme stațiile de metro Tokyo, Washington, Paris, turnul Eiffel la Slobozia, dar Paris ești la București, că na. Unde duce spre Otopen, Henry Asta e mișto, că o să o facă pentru aia care vin cu cu avionul la București. Deci pe porțiunea asta mai așa, da, dar mai încoace între Romex, mai spre Romex, sau acolo, Romex, pe mai scump. Știu că pe aici e parcă și aia. Cum se cheamă? o uh, românul american a facultat sau Academia Românul Americană, și mai genul. Dar zona asta pare liniștită, aș locui, dar... Mh. Sper că e mai ieftin. Dacă e mai ieftin față de alte zone de pe aici, da, merită. Dar dacă e același preț aici, ca la Piața Victoriei sau la Eroilor, că uite, ai trei magistrale care trec, nu știu ce să zic. Giulești nu, militariu poate doar pe la șosea, tot așa, nu departe de, de metrou. Drumul taberei, da, e o zonă bună, e ok. Și pe aici e multă verdeață și nu știu câtă lume tânără e. Mi spari zona aia de bătrâni. Dar eu cum de prefer liniștei, că în loc să merg în club mai repede mă duc la pescuit, să scap de gălăgie, Da, pentru mine ar fi ok. Și am dat roată. Și a rămas aici zona centrală, unde mai sunt câteva cartiere. Tineretului, cotroceni numerotate pe aici. Cotroceni? Nici lângă parlament, ce naibă. Să ai bani să stai acolo pe la cotroceni. Și acolo e zona scumpă. Tineretului, da, pe aici prin centru hmm, Hai să dezbatem pe unde mai sunt stații de metrou Hai să luăm și stațiile astea de metrou din centru Care trec în zona 1 Piața Victoriei Forță, îmi place piața Victoriei Ești cât de cât Central, practic De ce e mai important în București Nu prea îi pasă nimănui de zona sudică Bucureștiului ce drept Asta e Da, da, e zona bună Cunosc piața Victoriei E ok, și pe acolo s-au rolaci, dar... Mie îmi place ce e pe acolo. Acum, Ana, fiecare cu părere sale. Ștefan cel mare obor, am zis că nu. Piața Iancului, hmm, cred că e bine și pe aici au fi ca un fel de... Ștefan cel mare, dar fără stadion, probabil. La obor, nu, nu vreau. E mișto că e piața mare, dar nu mulțumesc. Piața muncii. Cred că zone e ok că uitesc pe unul. N-am vizitat, nu cunosc. Dristor, n-am coborât niciodată la Dristor. Doar am mai schimbat metroul. Atât. Mi-aș lua un kebab. Mihai, bravu, să zicem. timpul noi, dai e ok. Tineretul e aici, da. Piața Unirii. Bă, e multă că intersecția e mare. Dar dacă, na, circul cu metrou și să zicem, nu poți să-ți um, unde vrei să lucrezi chirie sau să scumpere acolo, măcar dacă locuiești aici, ai trei magistrale de metrou, adică te duci în partea, și în poartea și în poartea și în poartea și aici și aici, deci da. E cam cea mai accesibilă zonă la Unirii, că e chiar în centru. De fapt, centru e cam pe la universitate, mijlocul. Dar aici măcar ai trei magistrale de metrou. Izvor, e ok zona, îmi place. Eroilor, da, e o zonă frumoasă. Ce ți ăștia pe stradă? Grozăvești, îți multe cămine. Deci, na, puștime multă. Pe aici nu discutăm, nu prea îmi place zona asta. Gara de Nord. Gara de Nord știu zona foarte bine. Bă, păi, da, ce ți de la Casa de Pariuri? Nu știu dacă se aud. Vai de cap, că sunt mai mulți. Uh, reveni, gara de nord. Cunosc zona? Eu, dacă locuiesc, dacă m-aș muta mâine lângă pe la gara de nord, uh, zona aia o știu foarte bine, cam palmă. Merg pe acolo legal la ochi. Bine, mai puțin când e vreun semafor ceva, dar în rest, zona aia eu o cunosc bine. Da, plin de aurolaci. Cred că cei mai mulți aurolaci ai sunt la gara de nord. Din păcate, putea pișat în jurul gării, vai de capul meu, plus blocuri de alea vechi care stau să cadă, dar la gara de nord, cred că e cel mai bun loc unde să cumpere o garsonieră și să o închiriezi, sau apartament. Dar nu închiriere pe lună, să stea unul să se mute. Nu, închiriere gen cazare, Airbnb, booking din astea. Vine unul cu cu trenul la București și să se cazeze sau mâine trebuie să ia trenul, lângă gara, acolo, perfect. La fel, e nasol că se aude trenul când pleacă, claxonează locomotiva, ce și apoi merge cu 20 la oră, dar claxonează tare locomotiva aia. Nu mi-ar plăcea, sincer, să stau chiar lângă gara. Poate la două, trei străzi de să nu, să nu fie duhoarea aia de pișat. Dar, da, cea mai bună zonă care să cumpere o garsonieră, să o pe la gara de nord. Plus dacă se face și magistrala asta de metrou, vine omul cu metrou aici, la gară. că ideea e să lucă la gara de nord metrou ăsta. Dar oricum, zona e bună să închiriezi. Bine, deja e tren care duce la aeroport. Dar da, din păcate, în zona, din cauza gării de nord, cea mai mare gară probabil din România, cred, nu le-am nu le -am verificat pe toate, ar putea să fie trist că, din cauza zonei ăstea, unde sunt cei mai mulți aurolaci, mai zic unii din provincie, domnule că București putea pute tot apișa și e plin de aurolaci. Nu, sunt doar zone, în așpa. Unde și în Cluj, știu că e o, 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 o zonă la marginea orașului unde o groapă de gură și stau unii săraci cu corturile acolo. La un dat au angajat vânători care să împuște toate păsările alea care veneau, mâncau din gunoaie de acolo, veneau în oraș și se găinățau acolo. Bine, poate au luat gunoaiele alea de acolo, cine știe. Dar au groapă de gunoi, unde stau oameni cu corturi acolo săraci. Deci fiecare oraș are zonele sale în așpa. Și cred că am luat la rând cam toate zonele astea. A, și mai trece pe aici, prin mijloc. La Romană, Universitate, ești în mijlocul orașului. Bă, Universitate, e student, da. Sper că am lămurit cam cu mare parte în București. Cam în tot clipul a zice, aș locui, n-aș locui aici. Nu vă las să vă dați seama unde m-am mutat în București. Poate eu stau de fapt un voluntar sau un afumați, cine știe. A, apropo, dar chiar că tot veni vorba să mă mut, dacă m-aș muta să zicem în afara Bucureștiului pe aici. Mă, dacă ar fi să am, să am, uh, bani de șofer personal ca să nu mă umplu eu de dragi cu traficul, Bragadiru, Bragadiru, e frumos, îmi place zona, voluntariu își rău și a fumat și ok, dar e deja mai îndepărtat așa, dar voluntari Pipera și bragadirul sunt mișto. Pe aici, pe la Pupești, pute că vine duhoarea de la Glina putea cata gunoi, nu. Deci în partea asta n-aș vrea să locuiesc. Pe aici, de la Chitila încolo, mai am simțit o duhoare, dar e oribilă, că era și pe acolo groapă de gunoi. Mai coace, nu știu, pe aici așa, că o luase un pic pe autostradă și puțea îngrojitor. Da, deci în mare parte studiul ăsta, pe opinia publică, e ok, cam are dreptate, continuare cam așa. Dar oricum, pe zi ce trece, Bucureștiul devine din ce în ce mai ok, părerea mea. Comparativ cu 92.000 din ce mi-au povestit alții și eu ce să-mi amintesc că eram mic, și cum e acum Bucureștiul, înainte să se o mașini să se fure ca stofoane. Mă, toate mașinile au navigație, nu mai sparge nimeni nimic, că nu mai are rost ce faci cu inflația asta. Bine, să sperăm că nu o să se ajungă țară cu țara asta și cu conducătorii să se ducă dracu totul și să ajungem să ne dăm în cap pentru o bucată de pâine. Poate ne ajungem în punctul ăla. Momentan. Opinia mea despre București. Băi, ești tânăr. Vino la București. Ești bătrân. Nu mai ai tre treabă cu studii, cu astea. Poate chiar ești pensionar. Lasă dracu Bucureștiul. Tu... Ia-ți o căsuță la țară. Ia-ți pe aici pe lângă București. În București ar trebui să steau oamenii mai tineri, sincer, că na, facultăți, locuri de muncă cât de cât mai bine plătite și așa cât de cât se mai aerisește orașul. Nu vreau să spun că bătrânii fac rău că locuiesc în București, sunt unii bătrâni care sunt veterani cu tot orașul, că adică sunt de mici copii, au locuit acolo și au 80 de ani, respectul meu pentru generațiile bătrâne. Da, așa într-un, în opinia mea, într-un, prin absurd sau cum să spun, într-o lume mai bună, într-un ideal de al meu, ca să zic așa, ar fi bine ca cei bătrâni care oricum nu prea mai au nevoie de București, și vor liniște și aer curat să aibă posibilitatea să stea undeva mai pe la țară, sincer, că pentru ei sănătate curată pentru un om bătrân să nu mai aibă treaba cu aglomerație în București. Și la fel pentru copiii mici, părerea mea, ar fi frumos grădinița să o faci pe la țară sau tot așa, primele clase dacă e. Nu știu, o întâia, a doua maxim, nu. No. Dar grădinița, da, ar fi bine să o facă mult la țară că... E era mai curat, și orașul, într-adevăr, e mai periculos când ești copil. Da, după aia, liceu, facultate, stai în București că o să te ajute mult. Că, na, cea mai important lucru la acest oraș nu e că sunt cartiere șmechere sau clădiri înalte sau mai știu eu ce de infrastructură, nu. Cea mai important resursă a orașului ăsta e faptul că e populat, și ai oameni și poți să-ți faci prieteni, poți să-ți faci multe comparativ cu urzice nape unde am locuit eu jumătate de viață aproape poate chiar mai mult. Bun, ăsta a fost clipul meu despre locuri din București unde, zone din București unde m-aș muta cred că am pălăvrăgit o grămadă cine știe, poate se vor mai construi magistrale de metro și nu vor mai pierde aia cârtița căci că au pierdut tot o cârtiță de aia mare care s tunelurile alea, cine știe rămâne de văzut cum se va schimba Bucureștiul Sper să... Bă, știi ce n-am luat eu în calcul? Zone în care au, au rămas oamenii fără apă caldă. Trebuia să discuți despre aspectul ăsta. Aia nu m-am documentat. Noapte una tuturor. E deja 21 sfert. Ar trebui să mă culc. Ceaules tuturor.